ce lucrări de infrastructură rutieră aveți în acest moment în desfășurare? Sau care urmează să fie demarate? Da, ați punctat bine aici, în planul național de, programul național de dezvoltare locală 2, PND-le 2, așa cum se cheamă, am construit circa 12 km în satele Alimani și Dunăreni. În câteva zile va fi recepția finală în satul Dunăreni. În circa o lună și jumătate se va face recepția finală și în satul Alimani. Iar mai nou, de circa o lună, am început asfaltarea și în satul Vlahii. Am decopertat piatra de pe câteva străzi. S-a așternut alt pat de piatră, urmând să, dacă timpul ne va permite, să continuăm cu asfaltarea acelor străzi din satul Vlahii în această toamnă. Bineînțeles, nu ne oprim aici. Ne-am propus, pentru că avem la Compania Națională de Investiții depus un proiect de asfaltare a tuturor străzilor din comuna Alimani, respectiv ne-ar mai trebui circa 8-9 km pentru a fi asfaltată, a fi asfaltate toate străzile din comuna Alimani. Ce alte lucrări de infrastructură, și mă refer aici și la cea de canalizare, de puțuri de apă? Da, facem referire și la satul Floriile, pentru că cel mai mic sat component al comunei noastre, cu circa 100 de locuitori, a fost neglijat în ultimii 30 de ani de toată lumea, indiferent de ce culoare politică a fost primarul nostru. Aici construim în cel mai scurt timp un puț forat de circa 130 de metri, pentru că în acest sat nu există apă potabilă. Am obținut avizele de la Apele Române și urmează să mai obținem și alte avize, astfel că până la Crăciun, așa cum am promis și înainte de a fi primar, de a fi ales primar la alegerile din septembrie 2020, deci repet, așa cum am promis, va fi apă potabilă în acest sat până la Crăciun. De asemenea, am întocmit proiectul tehnic pentru construirea unei biserici ortodoxe în satul Floriile, deoarece aici nu există așa ceva. Și dacă m-ar întreba cineva, dar de ce e nevoie la 100 de locuitori o biserică ortodoxă? Eu aș spune că de-a lungul istoriei, acolo unde nu a fost o biserică construită, unde nu a existat școală și un mic magazin, locuitorii au migrat către alte sate mai mari sau chiar către orașe. Așa că ne propunem ca acest sat să nu se desfințeze, tocmai investind și în acesta, repet, prin puțul forat și prin biserica ortodoxă.